plină caniculă, bărbatul nu a mai așteptat să ajungă acasă și a profitat de apa rece care țâșnește în fântâna arteziană de pe centrul vechi pentru a face un duș. Nici nu e de mirare că personajului nostru îi era cald. Acesta avea 3 perechi de pantalon pe el, deși mercurul din termometre trecuse de 30 de grade Celsius. După ce s-a obișnuit cu locația, bărbatul a început să se simtă ca acasă și s-a spălat pe tot corpul, ignorând spectatorii din jurul său. Mai mult decât atât, individul nu a fost deranjat de nimeni. Probabil că și polițiștii locali, care ar fi trebuit să patruleze prin zonă, au fost copleșiți de arșiță și s-au așezat liniștiți undeva la umbră. Spectacolul personajului nu este singurul de acest gen din municipiul Târgoviște. Problema este că în fosta cetate de scaun a Țării Românești, fiecare face ce vrea, fără a fi oprit sau sancționat în vreun fel. Unde sunt polițiștii locali plătiți din banii publici care ar trebui să intervină în astfel de cazuri?